Bună și ne-am găsit la un nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un nou clip. Un clip care mi s-a părut mie interesant. Am văzut ideea asta un pic la Andreea Plăteanu. De acolo m-am inspirat. Deși nu o să fac ceea ce a făcut ea, eu vreau pur și simplu să vă arăt colecția mea de geluri de duș, de creme de corp, cremă pentru mâini și cremă de picioare. Cremă pentru că am doar una. Și înainte să trec la subiect, vreau să vă zic ce port pe buze. Și port acest produs de la Miss Sporty, Wonder Sheer and Shine. Este ca un fel de balsam în nuanța Peachy Sheen. Îmi place mult și am simțit că se asortează așa cu ceea ce, cu modul în care m-am machiat azi. În fine, v-am zis, am văzut genul ăsta de clip într-un fel la Andreea și mi-a plăcut și n-am vrut să fac chiar ceea ce a făcut ea, pentru că n-am vrut să intru și în creme pentru produse pentru epilare și așa mai departe. Poate o să fac într-un alt clip sau creme de protecție solară, nici pe aia nu le-am inclus pentru că la fel nu cred că mai e caz să vă zic de ele, având în vedere că acum a venit frigul. Mi-am adus produsele mai aproape și haideți să începem, nu vreau să mă lungesc pentru că oricum sunt foarte multe produse, pentru că da, am o mică pasiune pentru tot ce înseamnă produse pentru corp, geluri de duș, creme de corp și alte cele, îmi plac toate. Și o să încep cu primul produs care este un produs pentru picioare, este de la Elmi Plant Smooth Fit, cremă hidratantă pentru călcâie, arată așa și am folosit destul de mult din ea, cred că am cam până aici. Îmi place foarte mult, eu are un miros foarte interesant, zice că este cu unt de avocado și peppermint, se simte peppermintul, merge foarte bine, lasă pielea foarte fină. Ceea ce îmi place mie să fac este seara, mai ales după ce fac baie, dar de fapt, asta o fac și atunci când nu fac baie neapărat. Deci seara îmi dau cu un strat destul de gros din crema asta și apoi îmi pun șosețele. Și dimineața când mă trezesc, picioarele mele sunt foarte fine și catifelate și da, îmi place foarte mult. Nu am decât o cremă pentru că eu am obiceiul să folosesc cremele de față sau de corp care nu-mi plac, le folosesc și pe tălpi, dar crema specială pentru tălpi o am doar pe acesta de la Elmi Plant. Iar acum o să trec la cremele pentru mâini. Am început cu cremele pentru că erau cele mai aproape de mine și o să vorbim de la cel mai mic la cel mai mare, pentru că da, am aici o mini familie. Prima cremă despre care vreau să vorbesc este de la Douglas, arată așa. Și se numește Douglas Essentials Hand Beauty Treatment Care. Este cu shea butter. Mai sincer să fiu, îmi place să am crema asta la mine în geantă și crema asta am denumit-o crema mădălinei. Deși am primit-o de la Modelina de la Cluj, o folosesc pentru Modelina mea de aici pentru că mereu când ieșim ei îi se apleacă și o trag pe mână cu crema asta. O am acolo, este crema special pentru ea. Hello Mother, de fapt Hello Mother, ambele Mother, ok, și îmi place foarte mult. Ce nu-mi place la ea este că am impresia că miroase a vin, nu știu de ce, este a doua cremă care îmi dă impresia asta. În fine, apoi am o cremă de la Dream, de la Oriflame, se numește Dream Cream, arată așa și este a doua oară când o am, pe aceasta am primit-o de la Cosmina Micuț, pe care o salut. Îmi place foarte mult cum miroase crema asta, este așa foarte... Are o aromă destul de light, lejeră, intră foarte repede în piele, îmi place că e mică și grăsuță, așa e drăguțică. Iar ultima despre care vreau să vorbesc și care cred că este preferata mea este de la Cores, Pure Greek Olive, arată așa. A, și acum observ că este pentru corp, nu pentru mâini. Nu știu de ce am avut impresia că e pentru mâini, da. E pentru corp, deci se pare că pentru corp, pentru mâini am doar două. În fine, este pentru corp, se pare. E bine de știut, îmi place atât de mult cum miroase. Nu mi se pare că miroase a, cum îi zice, a ulei de măsline. Mie mi se pare că e un miros așa foarte elegant, foarte rafinat. Am avut-o cu mine la țară cât am fost plecată și... mi-a ajutat foarte mult și mie și mamei mele. Intră imediat, a intrat în piele, miroase foarte bine și îmi place că aroma se păstrează pe,
pe mâini și acum da, o să presez și pe corp pentru că o să o folosesc și pentru corp. Și dacă tot am început cu cremă de corp, o să trec la creme de corp. Și am aici de la Bath & Body Works Pink Cashmere Shea and Vitamin E Body Lotion. Arată așa. Este un body lotion de la Bath & Body Works. Miroase bine, nu pot să zic că mă dau un vânt după mirosul ei. Am avut setul complet cu gel de duș care mi-a plăcut foarte mult. Și am și spray de corp care îmi place foarte mult. Dar crema de corp nu pot să zic că mirosul mă dă pe spate. Este o cremă destul de light. Este cam a doua cremă de la Bath & Body Works pe care o am. Mi se par destul de legere, de mai mult așa pentru perioada asta de perioada de vară, nu neapărat pentru toamnă-iarnă, dar e bine să o ai acolo. Apoi am o cremă de la parfumul Fresh Couture, habar n-am cum zice, de la Moschino, este body lotion. Am primit-o, miroase foarte bine, chiar am curioasă cum este mirosul acestui parfum și dacă este la fel ca și crema. Miroase bine, îmi place, este fresh, la fel cum îi zice și numele. Nu știu dacă știți cum arată parfumul ăsta, dar arată ca și un spray de geamuri. Foarte funny. Nu am apucat să folosesc foarte mult, dar îmi place foarte mult cum miroase, este foarte puternică ca și aromă. Un alt produs pe care încă nu l-am început este de la Sephora, dar am vrut să vi-l arăt pentru că îl am și da, trebuia să-l arăt. Este Rolling in the Grass, este o cremă de corp de la Sephora. Îmi place foarte mult ambalajul, că mă duce cu gândul așa la o... Dacă n-aș vedea chestia asta, mă duce cu gândul la o pastilă. Eu am primit produsul de la Cosmina, încă nu l-am folosit, dar sunt foarte curioasă cum este. Un produs pe care eu îl ador și care a apărut parcă și în favorite este de la Soap & Glory Deep Moisture Body Milk. Asta este genial, miroase, v-am zis, ca o prăjiturică. Stai să miros. Doamne, deci e, poate să fie grețos pentru persoanele care nu sunt obișnuite cu parfumurile astea dulci, poate deveni grețos, dar mie îmi place foarte, foarte mult. Dacă aveți cum să puneți mâna pe produsele Soap & Glory, neapărat. Apoi, o altă cremă pe care am primit-o și încă nu am încercat-o este de la Balea Body Lotion California Love. Este cu lime și ceva afine. Arată așa, am primit-o de la Mihaela Iosif, care îi mulțumesc și o salut. Îmi place foarte mult cum miroase și cred că asta merge mai mult primăvara-vara, așa că momentan nu mai țin. Apoi mai am o cremă care îmi place foarte mult. Am primit-o de la o prietenă foarte dragă sufletului meu, Mirela, pe care o salut și pe ea. Este o cremă cumpărată din... Stați să vedem cum îi zice, ceva cu mă. Îmi scapă numele, dar o să vi-l scriu pe undeva pe aici. Vine sigilat așa și am folosit un pic din ea. Este, miroase foarte bine, nu știu cu ce să compar ca și miros. Eu miros așa, fresh ceva parcă. Este cu ulei de... ulei de măsline, foarte hidratantă, îmi place foarte mult textura, e ca și cum ar fi așa o spumă, dar nu este spumă, e foarte interesantă și este la o cantitate imensă, are 200 ml, o să mă țină o veșnicie. Și ultimul produs de genul ăsta, tip cremă de corp, este de la Vaseline. Spray Moisturizer Intensive Care, nu grizi, în aroma Cocoa Radiant. Arată așa și nu-i mai găsesc capacul. Este o cremă sub formă de spray. Asta intră foarte repede în piele, deci este perfectă pentru vară. Eu vara am folosit-o foarte mult, miroase
Cacao, îmi place foarte mult, mi se par super tari produsele astea tip spray pentru că ieși din baie, te spray repede, ai întins și gata, ești good to go, cum ar zice americanii. Iar acum o să trec la gelurile de duș. Știu că ar fi trebuit să încep cu gelurile de duș, doar că, nu știu, m-a luat valul când am văzut atâtea creme pe aici pe lângă mine. Și o să încep cu ceva pe care am primit recent și de care m-am îndrăgostit iremediabil. Este acest gel de duș de la Tesorii de Oriente din gama Thai Spa. Eu am toată gama pentru că am primit-o de la ei și vreau să vă zic că miroase. Da, am dat pe mine. Good job, Sabina. Good job. Miroase extrem de elegant, de rafinat. Deci nu am cuvinte să vă zic că am dus produsul la baie pentru că curgea din el, nu știu ce s-a întâmplat. Îmi place foarte mult. Mirosul este unic. Eu n-am mai văzut așa ceva. Și tot în aceeași gamă am și acest Aromatic Bath Cream de la Tesorii de Oriente din gama Thai Spa, după cum am zis. Este butelca asta imensă care miroase la fel de bine. Mie îmi plac foarte mult produsele de la Tesorii de Oriente. Am mai încercat vreo 3 game parcă și mereu vin cu arome foarte, foarte calme, dar deci gama asta cred că este preferata mea. I love it. Apoi am un gel de duș de la Palmolive. Este Strawberry Touch. Băi, deci miroase asta. A căpșuni atât de bine. N-am cuvinte. Miroase genial. Arată foarte bine. Am folosit ceva din el. Eu l-am de la Cidra pentru corpul tău. Eu mi l-am ales. Îmi place foarte mult. Cred că zic asta pe toate produsele, dar chiar îmi plac foarte mult. N-am ce face. Este foarte cremos, curăță foarte bine și îl recomand. Un produs care m-a uimit și care îmi place la fel este de la Dove. Este acest ulei de duș. Nu știu dacă se găsește la noi. Eu l-am primit cadou. Îmi place de duș. Eu l-am primit cadou și îmi place atât de mult. Face o spumă atât de fină și curăță atât de bine. Nu mă așteptam să-mi placă pentru că eu nu prea sunt fană uleiuri de duș. Adică am încercat câteva și nu pot să zic că m-au dat gata. Dar asta chiar e bun. Dacă îl avem și noi în România, neapărat să-l încercați. Un produs care nu se găsește la noi și pe care l-am mai avut de o grămadă de ori este acesta de la Dush Das. Din Germania l-am primit eu. Asta este aroma vanilie și magnolie. Miroase foarte frumos. Eu am mai avut și cu ceva caise sau ceva de genul ăsta. La fel, foarte bun și ăla. Mă împac foarte bine cu el. Nu știu să zic unde se găsesc. Nu știu dacă scrie pe aici pe undeva ceva. Dush Das. Unilever. Habar n-am auzit. Ultimul gel de duș este unul care nu pot să zic, cu care nu pot să zic că mă împac foarte bine. Este de la Dermomed. L-am primit de la urmăritoare. E enorm. Are 750 de mililitri. Am impresia că nu se mai termină. Și nu pot să zic că nu-mi place, deci pur și simplu nu-mi place mirosul. Simt că miroase ceva, nu știu, o combinație între flori și ceva medicinal. Oricum, nu prea mi-a plăcut, îl folosesc, nu se mai termină odată, mai am cam până aici. Nu știu ce să zic, le-am văzut și în magazin, în Carrefour. Dar pe mine ăsta nu m-a încântat și voiam să vă zic că atunci când m-am dus să duc gel de duș de la Tesorii de Oriente, am mai găsit un produs pentru corp și este In Shower Body Lotion de la Douglas Home Spa Beauty of Hawaii cu hibiscus și monoi oil. Îmi place foarte mult cum miroase. Am ajuns cam la jumate cu el. Problema mea cu el este că după ce îl folosesc, îmi apar niște bubițe mici, foarte mici pe piele care dispar după o zi. De fapt, eu oricum fac baie seara,
nu prea îmi place să fac ziua și mereu fac baie în cadă, nu trebuie să fac baie, să fac duș. Până și vara am făcut foarte multe băi în cadă și de fiecare dată când îl folosesc, după ce ies din duș, după ce ies din cadă, vreau să zic, îmi apar niște bubițe mici pe piele. Nu știu care e faza, probabil am eu o problemă. Am continuat totuși să-l folosesc pentru că îmi place foarte mult cum miroase și îmi place cum se simte pe piele mirosul, dar din păcate mie îmi face rău. Și da, astea sunt toate produsele. Abia aștept să-mi spuneți ce produse de, pentru corp îmi recomandați voi, ce genul de duș, creme de corp, creme de mâini, spuneți-mi, vreau să știu și preferințele voastre. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați o zi superbă! Pam, pac, pam!